Veste importantă atât pentru comunitatea locală din Orșova, cât și pentru toate localitățile limitrofe. Spitalul municipal va fi redeschis după 2 ani pentru patologie non-COVID. Inclusiv, maternitatea va fi din nou funcțională. COVID-19 a învățat întreaga lume cât de important este un mediu steril, astfel până la redeschiderea spitalului se realizează reabilitări, dezinsecții, dezinfecții pentru ca pacienții să fie primiți într-un mediu la cele mai înalte standarde. Putem să anunțăm o veste foarte importantă pentru comunitatea locală orșoveană și nu numai, ci inclusiv pentru zonele limitrofe Orșovei, faptul că începând cu luna aprilie, și o să vă menționez imediat și graficul la ceea ce voi spune, se va redeschide Spitalul Municipal din Orșova pentru tot ce înseamnă patologie non-COVID. Un lucru care după 2 ani de zile, 2 ani și o lună de zile, înseamnă, cred că, nu puțin lucru. Și cred că de acum inclusiv gravidele și mămicuțele vor fi extrem de încântate pentru că pot să acceseze maternitatea din Orșova, care eu zic era destul de renumită și până la începerea pandemiei și din acest moment pot să nască. Și trebuie să vă menționez perioada în care spitalul se va redeschide, pentru că în ziua de astăzi suntem în reabilitări și dezinsecții și dezinfecții ale spitalului, pentru că patologia COVID ne-a învățat că este o boală virală extrem de puternică și care își lasă amprente și ulterior. Și atunci, ca să evităm orice posibilitate de a se infecta din cauza suprafețelor sau din cauza neigienizării sau faptului că nu se face dezinfecția, noi ne-am luat măsuri de precauție și chiar zugrăvim, chiar facem retușările și tot ceea ce înseamnă pentru un, să spunem așa, un habitat pentru pacienți la cote ridicate. După această perioadă extrem de grea prin care am trecut cu toții, Spitalul Municipal din Orșova se redeschide pentru patologie non-COVID, inclusiv maternitatea va fi din nou funcțională. Spitalul se va redeschide după următorul program. În data de 12 aprilie se va redeschide maternitatea, compartimentul de neonatologie, obstetrica, ginecologia, la care se adaugă în același timp secția de terapie intensivă, care este extrem de importantă și care pot să spun că a fost linia întâi în lupta cu pandemia. La acest lucru se mai adaugă pediatria, care la fel, secția de compartimentul de pediatrie a Spitalului Municipal din Orșova a fost linia întâi la nivelul județului, fiind spital suport COVID, ceea ce din acest moment, din data de 12 aprilie mai exact, va putea să primească copiluții care până acum făceau naveta la Severin, la Creva sau la Timișoara. O noutate este reprezentată de un medic neonatolog, deoarece până acum secția de neonatologie era asigurată de o doamnă doctor pediatru. Un lucru extrem de important este și redeschiderea secției de recuperare fizică, medicală și balneologie. Cu toții știm că această secție a devenit extrem de importantă și după această pandemie, pentru că cu toții știm că avem nevoie de recuperare. Recuperare neînsemnând doar strict pentru cei care au probleme post-traumatice sau post-intervenționale, după, de exemplu, după chirurgie sau după o operație de, la membrele inferioare sau superioare. Nu. Este nevoie de recuperare medicală și pneumologică, este nevoie de o recuperare medicală, inclusiv cardiologică, pentru că patologia infecției cu SARS-CoV-2 a generat multiple reacții secundare ulterior, post-pandemice. Și atunci am dat importanță și de aceea intră secția de recuperare medicală, fizică și balneologie, intră în primă linie și se redeschide în primul val. Cel de-al doilea val de deschideri va avea loc pe data de 19 aprilie, unde secția de chirurgie generală va fi dată în folosință. Noutatea vine pentru întreg județul Mehedinți, deoarece este pentru prima dată când Spitalul Municipal din Orșova deschide două compartimente noi, și anume chirurgie pediatrică și compartimentul ortopedie-traumatologie. La Spitalul Municipal din Orșova va fi un suflu nou, deoarece sunt mulți medici tineri care își vor exercita profesia în cadrul unității spitalicești.